vecii vecilor, Hristos, amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace, pentru bunăstare, Sfântul Dumnezeu Biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze și să se sfințească drumul acesta și toate drumurile și soselele satului nostru cu puterea și cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, binecuvântată, slăvită asemenea noastră, de Dumnezeu născătoare și purrea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, cel ce ai binecuvântat călătoria fiilor lui Israel în drumul pe care l-au făcut după ieșirea din Egipt, ziua mergând înaintea lor în stâlp de nori, noaptea sub chipul unui stâlp de foc, luminându-le calea ca să poată merge nevătămați ziua și noaptea, cel ce ai binecuvântat drumurile patriarhului Avram din Canaan spre Egipt prin Betel, pe cele a lui Iacov spre Mesopotamia și a lui David la aducerea chivotului legii din cetatea lui Iuda în cetatea ta. Te rugăm, binecuvintează drumul acesta cu venirea Duhului Tău cel Sfânt și ferește-l de ape, de stricăciunile vremii, de cutremure, de tot felul de dezastre și de asemenea binecuvintează pe toți cei care s-au ostenit la construirea lui. Binecuvintează Tu care ești calea, adevărul și viața, pentru că cine apostolii tăi Luca și Cleopa împreună cu care ai călătorit după învierea din Emaus, pe toți cei care călătorești și vor călători pe drumurile acestea, precum le-ai binecuvântat pe Tobie cu îngeri împreună călător spre Racheșul Mediei, și să nu te depărtezi după negrita ta milosivire de ei, precum nu te-ai depărtat de Moise și de Iosua, cărora ai făgăduit că le vei da în stăpânire tot pământul călcat cu tălpile picioarelor lor, de la pustie până la râul cel mare numit Eufrat și de la râul cel mare până la marea cea mare spre asfințitul soarelui. Stropește-le după mare, dar purtare de grijă, atenția în călătoriile lor pentru a fi cu luare minte la calea pe care umblă, ferindu-i de vrăjmași văzuși și nevăzuți de zi și de noapte, de calea care duce la pieire, de accidente și de moarte năpraznică. Fă-i să umble precum Tobie pe căile adevărului și a dreptății, ca astfel umblând să dobândească bucuria pe care au avut-o magii de la răsărit atunci când au aflat pe pruncul Iisus. Și apostolii Luca și Cleopa, cărora în drumul spre Emaus s-a descoperit cele scrise, începând de la Moise despre iubitul tău fiu Domnul nostru Iisus Hristos,
care este calea prin care vom intra în Împărăția Cerului, după care vom încheia drumul acestei vieți. Poruncește, Doamne, Dumnezeul nostru, și pomenește pe toți cei care au construit drumuri sosere în țara noastră și care au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, dar și pe cei morți în tot felul de accidente, îi așează în Împărăția Cerului după faptele și credința fiecăruia, că ți-ai cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, ți-i slavă, înălțăm. Împreună și Părintului Tău, ce-am început și prea Sfântului și Bunului și Viați, Făcătorului Tău, Duh, acum și Funurile și în vecii vecii. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, pe mare mila Ta rugându-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare pe cadrul Dumnezeu, autorităților din acestei comune și tot constructorilor care au construit drumul acesta și pentru care să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ne rugăm ca să trimiți binecuvântarea Ta asupra drumului acestuia și asupra celor care călătoresc și vor călători pe el și pe Îngerul Tău ce milostiv ca să-i păzească de toată răutate văzuților nevăzuților vrăjmași, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor cele bune, spre împlinirea Sfintelor Poruncea Lui Hristos, să le dăruiască sănătate, zile îndelungate și vrutoate să-i îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru toți frații și pentru toți primăritorii creștini, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea cucernice, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru că cel pe acuratei sale Maice, ale Sfinților Zviță și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Patriarh Avram din Canaan, ale Sfinților Mucenici Condrat și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Domnul primar, Doamne viceprimar, Consiliul Local, celor care sunt de față, dă-le, Doamne, sănătate, cu zile îndelungate, cu pace, cu bună răspădire toate, și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-un mulți ani. Constructorilor, ostenitorilor și tuturor celor care au muncit la acest drum, dă-le, Doamne, sănătate, dă-le iertare de păcate, spor și ajutor. Și păzește pe dânsi și pe noi, Doamne, într-un mult și fericit om. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Și păzește pe dânsi, Doamne, într-un mult și fericit om. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile sărire și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Da? Da, mai am putut ceva de spus. Veniți, doamna viceprimar, aici, în partea asta, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul ministru, să tăiem pe amplica, da? Haideți, haideți! Haideți, domnul șotran, veniți! Da. Gata? Am drept amintire. Da. De aici mergem în partea cealaltă, mergem la pod, dar aș vrea să mulțumesc tuturor care ați participat astăzi aici și în primul rând aș vrea să mulțumesc celor care au lucrat la acest proiect încă din anul 2010.
am depus foarte, foarte mult suflet pentru așa ceva. Încă situația nu este clară nici astăzi, întrucât nu ne-a venit tranșa de plată de la Uniunea Europeană. Drumul este achitat din bugetul local al primăriei Dofteana și așteptăm ca cei de la Uniunea Europeană să ne ramburseze suma de bani, 384.000 de euro. Sigur, ar fi fost mult mai bine în situația în care drumul ar fi fost așa cum... Nu, dacă ar fi fost să ia ființă așa cum a fost proiectat până la Mihai Taraș la poartă. Dar uitați că nu s-a putut. Reprezentanții Uniunii Europene ne-a tăiat aproape 3 km în acest drum și am rămas cu o diferență care am legat-o anul acesta pentru un nou proiect numit PNDL 2 și sperăm ca anul viitor să ducem proiectul la bun sfârșit prin alte surse de finanțare. Dacă vreți să mă urmați aici în această intersecție, vom întoarce, că locul este destul de mult și suficient ca să nu mai ieșim până în Dărmănești în partea cealaltă și mergem la pod, acolo unde suntem așteptați de multe, multe persoane, multe fețe bisericești, mai multe decât suntem aici și mulți cetățeni ai satului. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc în continuare alături de noi o zi bună și frumoasă! Bună ziua și bine v-am găsit! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sfinte Domnule Primar, pentru că voturile nu se văd și se fac în proiect, dați-mi voie să vă fac această întâmpinare pentru faptul că dumneavoastră ați făcut să fie văzut și pe aici să fie o trecere frumoasă. Salutăm în suflet prezența celor care sunt în mijlocul nostru, distinsă doamnă deputat, doamnă Teodora, distinșilor domnilor invitați, domnule prefect, domnule președinte, vicepreședinte, distinse autorități, vă invităm ca dumneavoastră să participați la această slujbă de comemorare și de sfințire care se va face în locul acesta și vă felicităm încă de la început pentru inițiativa de a lucra pentru cetățeni și pentru credincioși lucruri bine plăcute lui Dumnezeu și oamenilor. Vă felicităm! Aplauze! Binecuvântat este Dumnezeu nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! În pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! În pace pentru bunăstare Sfintele Dumnezeu Biserici. Pune acolo, pentru unitate Domnului Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhibiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceatru, Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru uitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și mai mari satului comunii acesteia,
pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească podul acesta, cu puterea și cu lucrare și cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Binecuvântată, zilea stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să-o pomenim. Vrea Sfânta născătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să-o dăm. Ție, Doamne! Bine, toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caut acum cu milostivire și rugăciunea mea a smeritului și a nevrednicul Tău rog. Primite harul prea Sfântul Duh peste mândrinul acesta și îl sfințește ca să fie sfințirea acestui pot și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivi, că Tu ești cel ce binecuvintești, sfințești toate Dumnezeul nostru și în slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeu nostru, caută cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrenților slujitorilor Tăi și trimite harul preasfântului Tău Duh peste unde nemul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acestuia, a podului acestuia, spre alungarea tuturor puterilor celor potrivite și a mântuirii diavolești. Că Tu e Cel ce binecuvintezi, sfințești toate, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Celui fără de început, preasfântului și bunul și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! În înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Doamne! În Sfânta Evanghelie, după Sfântul Evanghelist Ioan, citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu poate să vină la mine decât numai la Tatăl meu, decât numai prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu, l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe El și l-ați și văzut. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl meu. Cum Tatăl este întru mine, cuvintele pe care vi le spun, nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl care rămâne întru mine și face lucrările Lui. Credeți! Ție, frate, sfințite, cititorule! Și Duhului vostru! Aliluia! Aliluia! Dumnezeu nostru, și la ce ai făcut poduri și punți peste ape între oameni, pentru oameni și din oameni, și la ce pe Maica Fiului Tău, Domnului nostru Iisus Hristos, prin acel fie ai făcut o punte mai presus de fire prin care ne-ai trecut de pe pământ la cer, iar pe Sfinții Tăi proroci, apostoli, mărturisitori, erari, mucenici și cuvioși, ai făcut punți peste adâncul prăpastiei dintre noi. Pe tine te rugăm să asculți rugăciunea noastră, precum odinoară ai ascultat strigătul lui Iosua, înălțat de pe podețul leviților, și binecuvintează, Doamne Dumnezeu nostru, poldul acesta pe care ne aflăm, cu venirea Duhului Tău celui Sfânt. Amin. Prin mijlocirea Sfântului Duh și cu ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul, ocrotitorul podului acestuia, și pe toți care s-au ostenit la construirea lui, dăruiește-le Duhul înțelepciunii și al științei și al bunei cuvinte într-o lucrare a dreptei credințe într-o tine, Dumnezeu nostru.
Ferește, Doamne, Dumnezeu nostru, podul acesta de prăbușire. Din pricina furiei apilor, a cutremurilor sau a stricăciunilor vremii sau a exploziilor, a războaielor de tot felul și fă să fie podul acesta legământul legăturii și al comuniunii, al păcii, al dragostei și al bunelor relații dintre noi. Drobește sub picioare credincioșilor tăi toată puterea, îndrăznirea oricărui vrăjmaș văzut și nevăzut, pentru ca nu cumva să fie înviși asemenea neamurilor ce locuiau în cetatea aceea, deși având potare era înconjurată de ziduri înalte. Omenește, Doamne, Dumnezeu nostru, pe toți cei care au construit podurile acesta, pe robul lui Dumnezeu Ioan, împreună cu tot Consiliul Local și toți cei care îi pomenim, Ioan, Costică, Sorin, Narcis, Andrei, Marie, Mihai, Dănuț, Gheorghe, Gheorghe, Martin, Anton, Florin, Cătălin, Vasile, Nicolae, Mihai. Pomenește, Doamne, Dumnezeu nostru și pe robii tăi, Ioan, Victoria, Mirabela, Ioan, Violeta, Ștefan, Rebecca, Andreea, Adriana, Ștefania, Sofia, Elena, Constantin, Vasile, Maria, cu toți ei caselor. Binecuvintează, Doamne, Dumnezeu nostru, pe toți cetățenii comunei acestea, pe toți binecredincioșii robii tăi care sunt de față. Binecuvintează, Doamne, Dumnezeu nostru, și pe invitații care sunt de față la inaugurarea podului acestuia. Dă-le lor sănătate sufletului și trupului și împlinește, Doamne, toate cele de trebuință obște acestea creștine, dăruindu-le lor aceeași bucurie a legăturii dintre oameni și popoare într-o împărăția cerurilor, cu harul și cu îndurările și iubirea de oameni ale unei a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, cu preascântul și bunul și de viață Părtătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! O să vă invităm, domnule primar, și pe cine delegați dumneavoastră, ca să taie mai întâi pamnica în aplauzele noastre ale tuturor, urmând ca apoi să facem sfințirea acestui pod dintr-un capăt în celălalt, având în vedere faptul că este o zi frumoasă și binecuvântată. Poftiți, doamna. Se binecuvintează și se sfințește podul acesta, ocrotitor avându-l pe Sfântul Măritul Proroc înainte mergător și botezătorul Ioan, prin stropirea cu această apă sfințită, cu harul preasfântului și bunul de viață păcătorului tău Duh și cu acest undele sfințit. În numele Tatălui, Amin. Sfântului Duh, Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morți. Pentru căciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru,
miluiește-ne și ne mântuiește prin noi. Amin. Părinții, și bine v-am găsit pe toți. Preacucernice, părinte protopop, preacucernici părinți, domnă deputat Teodora Șotcan, domnul veci președinte al Consiliului Județean Silviu Pravăț, domnule Ciprian Bucur, post-ministru în Guvernul Tehnocrat, cetățean de onoare al Comunei Dofteana și consătean de-al meu personal, n-am copilărit împreună, dar ne cunoaștem destul de bine, este omul nostru în sat. Stimați invitați, distinsă asistență, în calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, primarul Comunei Dofteana la al treilea mandat, știți destul de bine, în anul 2008, când am debutat și vă spuneam să mă alegeți, căci eu voi face tot ceea ce trebuie pentru locuitorii din localitatea noastră și nu numai pentru satul larg. Iată că mă aflu astăzi la al treilea mandat. Dar acest al treilea mandat a fost mandatul decisiv în care am reușit să construim acest spot peste râul Trotuș. În lucrările, cei care sunt, că sunt destui pe aici pe lângă noi, ingineri constructori, știu destul de bine căci lucrările de poduri sunt lucrări numite lucrări de artă. Citeam într-un paragraf de al lui Angel Salini în urmă cu 130 de ani care spunea așa: i-am făcut proba podului de la Cernavodă aflându-mă sub el și au trecut 15 locomotive cu o viteză de 70 de km la oră, iar Angel Salini le privea dintr-o șalupă sub pod, asumându-și, riscându-și viața. Astăzi am invitat și este alături de noi inginerul constructor Costică Panait, care îl invit aici alături de mine, proiectantul Răzvan Băduleț din Iași, care a reușit să proiecteze acest mare pod, și domnul inginer Andrieș, șeful punctului de lucru, care a coordonat întreaga activitate pe perioada construcției acestui pod. Stimați cetățeni ai satului Larga și nu numai, onorat Consiliul Local, vă rog să înțelegeți că la al treilea mandat îi spuneam senatorului actual Dragoș Benea, fost președinte al Consiliului Județean în anul 2015, când am făcut acest proiect: domnule președinte, vă asigur că nu voi mai candida pentru al treilea mandat, că celor din Larga n-am ce să le mai promit. Le-am promis timp de două mandate și nu am ce să le mai promit. M-a întrebat ce propunere ai. Vreau să fac un pod peste râul Trotuș. Vă rog frumos să-mi acordați maximul de atenție și sprijin, lucru pe care l-ați și făcut. O să mergi și fă proiectul și apoi mai stăm de vorbă. Aș începe cu începutul. Lungimea acestui pod are 124 de metri, câțiva centimetri, care este cel mai lung pod de la Ghimeș și până la Giud. Are o lățime pietonală de 5,50 m. Domnilor ingineri, dacă greșesc cineva, vă rog să mă corectați. E bine, e bine. Are un pavaj pietonal sau o alee pietonală de 50 de centimetri, însoțite de cele două rampe de urcare și coborâre care aproximativ însumează 40 de metri. Valoarea acestui proiect se duce cu tot cu TVA la 24 de miliarde.
sume de bani care le-am primit din echilibrarea Consiliului Județean și pompate în bugetul local al primăriei Dofteana. Prea mulți bani din bugetul local al nostru nu am pus decât proiectarea, avizele și celelalte aprobări necesare. Aș putea să vă spun că este o lucrare monumentală, pentru că am depus foarte mult suflet, să vă spun. Îmi amintesc, în primăvara anului 2016, înainte de Paște, am vorbit cu președintele Consiliului Județean, domnul Dragoș Benea, și am spus așa: voi intra în greva foame începând cu a treia zi a Paștelui 2016. Dintr-o discuție purtată la telefon pe care amiabil a spus: vino la Consiliul Județean. Nu! Vin la Consiliul Județean cu 20 de autocare și cu mai multe persoane. A făcut o glumă cu mine și a spus așa: ești nebun? Nu-s nebun, dar asta o fac. Vino la Consiliul Județean. Buldozele, excavatoarele și organizarea de șantier erau prezente aici și eu nu aveam autorizația de construire. Banii aveam, aveam tot ce-mi trebuie, ci nu aveam autorizația din motivele celor de la Apele Române. Nu-mi permitea să lucrez în albia râului Trotuș. După toate eforturile depuse de domnul Dragoș Benea, am obținut și ultimul aviz, iar în momentul când am ieșit pe ușa Consiliului Județean cu lacrimi în ochi, prima dată l-am sunat pe Baciu Sebastian, consilierul din satul Larga, care mi-a fost în permanență alături, și orice aș fi propus să fac în Larga, primul cuvânt îmi spunea: domnul primar, podul. Veneam în calitate de copil la părinții mei și tata spune: ai făcut multe, dar mai ai de făcut podul. Băi, tata, ai de rost să mă lași, că sunt costuri foarte mari. Mă depășesc. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru sprijinul, capacitatea pe care mi-a dat-o de așa natură să construim acest pod, și vă informez pe toți căci astăzi, data de 7 mai 2017, nu am un leu datorie la nimeni. M-am prezentat aici în fața dumneavoastră, am inaugurat drumul din câmp care face legătura între șoseaua DN12A pe câmpul Dărmăneștiului, însoțit de drumul de pe Dofteana, așa numit o șosea de centură între Dofteana și Dărmănești. Poate mulți m-au condamnat: domnule primar, n-ai unii să mai torne asfalt de când numai în câmp? Uniunea Europeană dă sume de bani pentru a putea fi cheltuite să ne modernizăm, așa cum sunt și alte state din Uniunea Europeană moderne. M-au condamnat mult spunând: ai făcut un parc de agrement, chiar din Larga. A spus domnul primar: dar eu mă duc la grătar în parc cu cizme de cauciuc. Uitați, stimați cetățeni, a venit ziua când am făcut pod și puteți să mergeți în parc. Uitați că am făcut drumul din câmp în care nu mai mergeți cu cizme de cauciuc, ci mergeți cu mașina până în capătul terenului. Tot astăzi aș putea să vă spun că sărbătorim un triplu eveniment. Podul peste râul Trotuș, care îl vedeți și a fost și este mult dorit. Astăzi am inaugurat drumul și tot astăzi s-a filmat capela mortuală bisericească din satul Larga, care am predat-o părintului Bartolomei în cursul săptămânii ăstuia la cheie. Vă asigur, în calitate de primar, că nu mă voi opri aici. Datorită faptului, mâine, luni, data de 8, organizarea de șantier de aici, din capătul podului, se va muta la parohia 2 Dofteana, unde mâine dimineață ne apucăm de săpat temelia unei noi biserici. N-aș vrea să mă laud, dar îmi aparține și biserica din satul Larga, care am reabilitat-o aproape în totalitate, inclusiv împrejmuirea, și am dus-o până la sfințire. N-aș vrea să arăt cu degetul să spun că sunt un mare ctitor, dar biserica din satul Cucuieț am dat mare sprijin, mare ajutor, care poate confirma și preotul parol. Nu pot să vă spun și celelalte biserici catolice, ortodoxe, penticostale, care le-am acordat maximul de sprijin, dar parohia 2 Dofteana, vă asigur și nu probi mult, într-un an vom avea biserică. Vă rog să rețineți. Nu voi lăsa și nu voi recupeți niciun efort, vă spun 100% căci banii am și pentru biserică. N-aș începe cu mulțumirile, dar aș începe să spun tuturor celor care îmi acordă sprijin: știți dumneavoastră, poți să fii tu dita mai primarul dacă nu ai pe cineva care să sufle aer cald pe la spate. Toți cei care sunt în guvernul României astăzi, toți cei care sunt în Parlamentul României și are reprezentanțe dumnealor, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Pravăț Silviu, care îmi sunt alături,
am multe proiecte de dus la bun sfârșit. Dacă vă amintiți, din anul 2008, eu scriam pe afișele mele două cuvinte și le-am menținut și la al treilea mandat. Mai avem multe de făcut, scriam în partea stângă sus, iar de desubt scriam în felul următor: voi lăsa faptele să vorbească. În urmă cu un an, știți, în luna mai a fost altceva. Era o campanie electorală în care mulți veneau pe la poartă și vă prometeau multe și arătau poate și cuvinte și diferite postere sau ziare denigratoare primarului Bujor. Am tăcut, am înghițit, am fost tărât prin multe instanțe datorită lor. Cu bunul Dumnezeu am reușit și avem podul, care este foarte important. La fel de important este drumul din DR12A, care face legătura cu acest pod, până sus la bariera silvică, proiect care a fost depus la Ministerul Dezvoltării în cursul anului 2016, care știe destul de bine domnul Ciprian Bucur, fostul ministru. De două sau trei ori am fost în birou la dumnealui și îi mulțumesc foarte mult și aș vrea să înțelegeți că am fost primit de la intrarea în București cu escortă până la biroul dumnealui. Am pus cap la cap și spuneam așa: vreau să fac drumul, indiferent cine va conduce România. De pod eram sigur, dar vreau să fac și acest drum. Este destul de greu. 68 de miliarde va costa acest drum, dar vă spun sigur că totuși nu mă las până nu-l și fac. Cheltuielile sunt destul de mari, datorită faptului că consolidări de maluri sunt pe o lungime de 1 km, 1,5 km și vedeți dumneavoastră, iarăși voi ajunge la acel aviz de la Apele Române, căci un capăt din drumul acesta până aproape de parc aparține de Apele Române și voi trece iarăși prin ce am trecut altădată, dar m-am întărit. M-am întărit. Ia uitați ce șoptește vicepreședintele Consiliului Județean: sperăm că nu. Deci asta înseamnă, domnul vicepreședinte, că voi trece mai ușor peste avize și tot ceea ce se numește aprobări. Să sperăm. Alături îmi este doamna Teodora Șotcan, care, de ce să vă spun, și astăzi o văd pe garduri, pe unele porți a dumneavoastră, mi-a fost alături atât în campanie electorală, cât și faptul a fost inspectorul șef, inspectorul general de la învățământ al județului Bacău. Domnule, astăzi este deputat în Parlamentul României, dar a ajuns deputat, vă spun sigur, și cu sprijinul dumneavoastră. Am votat-o! Corect! Îi spuneam doamnei Teodora Șotcan pe drum, ăsta este drumul pe care trebuie să-l facem, doamna deputat. Nu-i spuneam că vroiam să-l fac eu. Trebuie să-l facem împreună. Și totodată vă promit că vă invit să vedem și pe amplica. Tot împreună, doamna Teodora Șotcan. Da, aș începe cu ceea ce se numește mulțumiri. Să mulțumesc personal domnului Dragoș Benea, care era președintele Consiliului Județean și astăzi este senator în Parlamentul României și președintele formațiunii politice PSD Bacău, pentru tot sprijinul dat. Aș începe și cu altele, cu acele mulțumiri adresându-vă dumneavoastră, stimați cetățeni, pentru faptul că ați avut foarte multă răbdare. M-ați așteptat sau ați așteptat mai bine de 12 ani când nu s-a putut face legătura între cele două sate, Dofteana și Larga. Ați ocolit 7-8 km până ajunge în câmpul Dofterii, până ajunge la stația PECO, până ajunge la unitatea administrativ-teritorială, la dispensar sau la alte activități din centrul localității. Din aceste motive vreau să vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc proiectanților, constructorilor, dar nu în ultimul rând vreau să mulțumesc celor care au lucrat efectiv aici, de la începutul podului și până astăzi, și aș ruga acei muncitori care sunt astăzi prezenți aici să poftească aici, lângă domnul inginer Panait, dacă sunt aici. Domnul Andrei, sunt? Faceți-l un semn, așa cum îi faceți dumneavoastră de fiecare dată, să fie arătat. Doamna Camara, sunteți pregătită? Unde? Da. Doresc să înmânesc domnului inginer Panait. Andrei. Cel care conduce și a condus societatea comercială Secerun Constructor S.A. Bacău, o diplomă de excelență în construcție. Cezar, e pe Cezar, unde ești, măi? Hai. Da. Apoi îi voi mâna o diplomă șeful punctului de lucru, domnul inginer Andrieș,
care în permanență de 4 sau 5 ori pe zi m-am văzut cu dumnealui aici, în Albia Râului sau pe pod, acolo unde am avut și interesul. Vă rog, diploma. Da. Domnul inginer Panaib, din partea Consiliul Local Doftena, aparatului de specialitate, un cadou din partea noastră pe diploma de excelență. Și vă rog să mă invitați și pe mine la dumneavoastră la birou, să o văd acolo pus la loc de cinste din Doftena. Așa. Domnul inginer Andrieș, diploma, ocupă domnul inginer. Felicitări. Ce a spus? Să vă dau un tricoloru, să-l puneți și dacă în vitrină. Dacă mă fac primar, ca dumneavoastră. Primar vă puteți face, dar trebuie, dumneavoastră poate vă doriți, dar trebuie să-și dorească cei de alături, prima dată, să le vină. Și un cadou. Deci, a treia plasă cu un cadou domnului proiectant Băduleț, așa cum îl vedeți dislăbuț și mic, ori de câte ori a venit, m-am consultat prin telefon, inclusiv cu aceste patru lămpi care le-am pus zilele astea. Vă rog frumos să dați o soluție să fie dată de un proiectant, nu chiar de oricine. Acestea sunt cadourile din partea noastră. Aș vrea acei muncitori. Vreau să văd muncitori. Andrei. Andrei, unde ești? Andrei, unde ești, băi? Hai că mai avem de luptat aici. Îl avem pe... Andrei este cel de pe bulbă excavator cel mare, care vedeți că a taluzat și mare de taluzat câteva zile. Nu știu, nu putem desena pe hârtie cum poate să facă un om dintr-un utilaj. Câtă maestrie poate să aibă. O să vină și Andrei, țifra aia, băiatul ăsta. Florin. Sper să fie aici Florin. Așa. Uite, Lică Buzaru. Lică Buzaru, constăteanul nostru și a domnului ministru, a lucrat până ultima zi. O pățâ și el un eveniment, știți dumneavoastră, a spus o sticlă de vin pe o conductă și eu găsesc inginerul. A cui? Nu știu. Când a luat-o inginerul să o arunci, nu, ci că e a mea, m-a o de-aseară să nu știe nevastă, mi-am băgat-o de-aseară. Hey, pentru Ligă îi dăm o diplomă, uite Ligă, de bun constructor, dar fără alcool. Și uite, îți dau un cadou la fel cum o să le dăm și la ceilalți. Acum, dacă te comporți bine cu domnul inginer Panaib, vei face parte din echipa constructoare de la Biserica 2 Dofteana. Dacă nu, asta depinde numai de tine. Așteptăm să vină și ceilalți băieți la construcție, de mânați, aveți tot ceea ce vă trebuie. Aș vrea să veniți un pic mai încoace cu cupele de șampanie, cei care suntem... Un minut, avem ceva să vă dăm și gata. Îi dau cuvântul părintelui Protopop, dar haideți să le luăm la rând. Aș vrea să dau cuvântul, suntem pe calea miabilă, doamnei Teodora Șotcan și apoi vicepreședintele Consiliului Județean. Mulțumesc! Hristos a înviat! Mulțumesc domnului primar, Consiliului Local, pentru invitația de astăzi. Pentru mine este tot timpul o plăcere și o onoare să revin în mijlocul dumneavoastră. Sunteți comunitatea pe care o reprezint în Parlamentul României. Bucuria mea vine și din faptul că sunteți o comunitate cu copii frumoși, cu oameni harnici, destoinici, determinați și nu în ultimul rând cu un primar pe măsură. Faptul că astăzi sunteți în număr atât de mare la inaugurarea acestei investiții pe care primarul Bujor o consideră a fi cea mai importantă realizare ale mandatelor dumnealui, denotă faptul că era important pentru dumneavoastră. Este important acest spot, este impresionant, dar vă spun cu sinceritate, mult mai importante sunt punțile construite de primarul Bujor cu reprezentanții celorlalte autorități. Și aici mă refer de autoritățile la nivel județean și la nivel național. Această investiție este o investiție marca primar Bujor. Să știți că este marca înregistrată la care aspiră mulți primari din județul Bacău. Vă felicit pe toți, constructor, primar, consilier local și dacă m-ați dat jos după gard ca să mă trimiteți în Parlamentul României, promit să vin și la celelalte inaugurări. Să vă meargă din plin, să fiți sănătoși și să realizați ce v-ați spus în vedere. Ai dat cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Pravăț. Hristos a înviat, mă bucur că sunt astăzi aici. Eu am mai fost la evenimente, dar mai mult au ținut de comuna mea, de Valea Seacă, acolo unde tatăl meu este primar. De 6 mandate. De 6 mandate. Tatăl dumnealui are 6 mandate de primar. Și da. Mi-ați luat câteva cuvinte din gânduri.
vreau să vă spun că știu că în 2008, sigur, dumneavoastră l-ați votat cu capul. Prezența dumneavoastră aici demonstrează că acum dumneavoastră l-ați votat și cu inima. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră a tuturor locuitorilor comunei Dofteana. Felicitări, domnul primar, domnule primar, pentru realizări. Noi, Consiliul Județean, prin președintele domnul Sorin Brașoveanu, cu siguranță vă vom fi alături ori de câte ori este nevoie. Să fiți sănătos, să ajutați pe oameni și nu 6 mandate. 6x6 mandate, domnule. Să fiți sănătoși, numai bine. Da, vă mulțumesc, domnul vicepreședinte. Trăiți lucruri adevărate și sfinte. 6 mandate, tatăl dumneavoastră condus Comuna Valea Seacă, 6 mandate cu 45.000 de locuitori. Să nu uităm că aici sunt vreo 12.000. Îi dau cuvântul părintelui Protopop. Faceți față. Domnule primar, distinse oficialități, din tot sufletul aș vrea să vă oferim din partea înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim, amintind râvna și dragostea pe care o aveți pentru Biserica lui Dumnezeu și mai ales pentru acest gând înălțător de a începe, începând chiar de mâine, lucrările la Biserica care vă și poartă numele ca și ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul. Felicit din tot sufletul prezența tuturor, felicit în mod special această muncă și această râvnă, iar diploma aceasta de excelență, deși să spune mare o greutate mică, este venită din partea unui suflet mare și a noastră, a tuturor, a preoților, care vă respectă, vă iubesc și mai ales vă pomenesc într-o rugăciune. Ați înțeles că biserica este o stâncă, dar o stâncă de pe care se poate trece orice pod. Vă încredințăm de prețuirea noastră, de sprijinul nostru prin rugăciune. Îl salutăm în mod special și pe domnul președinte Sorin Brașoveanul, care de fiecare dată este alături de noi, pe dumneavoastră toți cei care ați fost menționați, vă mulțumim. Diplomă de excelență. Noi, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cunoscând râvna domnului primar Ioan Bujor, acordăm această distinție pentru buna colaborare între arhiepiscopia noastră, protopopiatul Onești și, bineînțeles, primăria comunei Dofteana. Felicitări! Dumnezeu să vă ajute! Totodată pentru fiecare din cei prezenți, prin părinții care sunt în această comună, dați-mi voie, domnule primar, să-l desemnez pe părintele Dumitru Bartolomei, care să vă mâneze din partea noastră o icoană să puteți trece peste toate podurile sufletești, dar și cele materiale. Apoi o altă icoană o oferim, da, în mulțumesc. Aplauzele dumneavoastră, vă rog. Știți-ne, doamne, Teodora, și nu întâmplător am pus această icoană pe mâna unui copil, pentru că, să știți, distinsă doamnă deputat, am sesizat că în dumneavoastră, cum spune Brâncuș, nu a murit copilul din dumneavoastră și vă felicităm pentru acest lucru. Se întâmplă ca unii care merg mai sus să nu mai amintească de cei frumoși și simpli, dar adevărați, care sunt copiii noștri și vă felicităm. Domnului vicepreședinte, cu toată dragostea noastră și, bineînțeles, prin dânsul domnului Sorin Brașoveanu, care doresc să știe de această manifestare a noastră, distinsului domnului ministru, apoi doamnei viceprimar, domnului constructor, constructorilor, prag, proiectanților, lucrătorilor, cu toată considerația noastră și nu în mod special unei femei puternice care este mâna dreaptă a domnului primar, știm ce înseamnă lucrul acesta, distinsei doamne Victorița. Cu aplauzele noastre și vă felicităm. Vă mulțumim, căci cu noi este Dumnezeu și Hristos a înviat.
Pentru că Părintele Protopop a fost prezent, îi dăruim la fel un buchet de flori și o icoană în amintirea acestui eveniment frumos. Vă mulțumim! De partea satului Larga. Da, vă mulțumesc pentru toate diplomele și toate ceea ce ne-ați dăruit nouă. Știu că toate vin din partea cetățenilor din satul Larga, în mod special, din partea protoierii Ionești și a preoților din localitatea noastră. Vreau să-i mulțumesc în mod special părintelui Staris Daniel de la Mănăstirea Ștefan cel Mare, care este un bun prieten de-al meu. Mai merg pe la dumnealui, nu vă mai spun și faptul că este și vânător, la fel ca și mine. Ne-am împrietenit în mai multe situații. Astăzi l-am sunat în timpul slujbei, a văzut mesajul meu, imediat m-a sunat și este prezent aici și îi mulțumesc în mod special. Mulțumesc acestor copii mici care au venit îmbrăcați așa în costume populare românești și văd din ce în ce mai mulți cetățeni îmbrăcați în costume populare românești și chiar le dau concursul și aș vrea să-i ajut, pentru că la data de 25 august anul acesta vom sărbători 582 de ani de la prima atestare documentară a primăriei Dofteana, acolo unde vă invit pe toți să participați și să sărbătorim cu toții, căci în urmă cu 582 de ani, la 8 septembrie în anul 1436, a luat ființă Comuna Dofteana, iar satul era aici, cum îl vedeți dumneavoastră, unde făcea legătura între Prăturești și Dofteana, așa îi zicea, nu îi zicea Dofteana. Trec peste acest lucru și mă retrag, dar totuși mai aveam ceva de spus. Mă uitam la doamna viceprimar, la costumele populare românești, la soția mea și mai mulți și ne-am spus, băi, ce frumos arătați voi, uite, cu costume populare românești, îi moștenim pe înaintașii noștri, dar numai că înaintașii noștri nu aveam unghiile făcute în costumele noastre. Am făcut o paranteză, nu vreau să-i fac de râs, vreau să-i încurajez toți să vină așa. V-am spus că nu m-am apucat de acest spot, că eu pe data de 31 decembrie, când trece ursul la Dofteana, voi fi prezent aici. Pe 31 decembrie, cei care vă faceți la urs din spiritul și din ceea ce mă doare sufletul pe mine și eu m-am făcut și mă voi face, vă aștept pe 31 decembrie aici la ora 12 să tragem un joc așa cum treceam noi, dar n-aș vrea să vă spun care vă amintiți cum trecea Lica lui Gabor, Dumnezeu să-l ierte, cu ușa în schinare și prin apă i-a luat podul strâmb pentru mine la acel moment. Vă doresc multă sănătate, vă doresc capacitate și putere de muncă și vă rog să-mi fiți alături, pentru că eu vă voi fi alături întotdeauna. Vă mulțumesc! Eu i-am zis domnului ministru dacă vrea să spună câteva cuvinte. Este cetățean al satului, dar eu tot nu mă las. Așa. Domnule primar, doamnelor și domnilor, evenimentul nu e pentru mine, dar îl simt la fel de profund ca și dumneavoastră, fiind din această comunitate, deși am participat la evenimente multe de-a lungul anilor, ăsta răscolește mine o grămadă de amintiri. Este locul prin care, de-a lungul anilor, făceam naveta de undeva din partea stângă către Liceul Târgu Ocna și cu ocazia asta, doamna deputată, ați aflat că am studiat la Liceul Târgu Ocna, lucru cu care eu personal mă mândresc, dar spunând faptul că evenimentul nu-i despre mine, vreau să-l felicit și eu pe domnul primar, să vă felicit pe voi, vă revăd după mulți ani și vă revăd cu o emoție pe care cred că o înțelegeți și dumneavoastră. Să ne revedem cu bine de fiecare dată și să ne dea Dumnezeu gândul cel bun. Doamne ajută! Mulțumim! Haideți să servim o cupă de șampanie, cei care sunteți... Nu, serviți... Părintele Protopop! Aveți? Da, da, la prima! Părintele Protopop!